Astăzi vom prela Newcastle pentru 10 sezoane. Newcastle care este o echipă foarte, foarte bună în Premier League și care știm că patronul lor are miliarde și miliarde. În momentul de față avem 1 bilion, efectiv 1 bilion de euro, foarte, foarte mulți bani oricum. Iar noi vom transforma această echipă în aceste 10 sezoane într-o bestie, efectiv, într-o bestie de echipă. Desigur, ca să facem aceste chestii avem nevoie și de obiective, ca să fie mai interesant, așa că obiectivele sunt în felul următor. Newcastle trebuie să câștige titlul în Premier League de 4 ori, ea trebuie să strângă 20 de trofee, ea trebuie să aibă în echipă un jucător sau mai mulți care au câștigat balonul de aur de 5 ori, de asemenea un jucător sau mai mulți care au câștigat gheata de aur de 4 ori, să câștigăm desigur UEFA Champions League de 3 ori, UEFA Super Cup de 2 ori, să avem un jucător de 99 overall la noi în echipă. Așa era să uit. Regula clasică noastră, avem voie doar 2 transferuri per sezon. E bine, cam acestea sunt obiectivele și regula noastră, așa că haideți să începem. E bine, pentru primul sezon, chiar dacă știm că avem foarte, foarte mulți bani, nu o să vreau să transfer niciun jucător în acest sezon. Vreau doar să-i las pe jucătorii aceștia să joace, să se descurce foarte, foarte bine, să văd echipa asta cum reușește să joace pentru primul sezon. Iar din al doilea sezon o să transferăm noi toți jucătorii a crezi. E bine, acestea fiind spuse, haideți să simulăm sezonul numărul 1, să vedem ce reușește să facă Newcastle fără niciun transfer. E bine, după primul sezon, echipa noastră arată destul de bine, chiar arată destul de bine, a crescut foarte, foarte mult. La goluri date nu stăm foarte rău, uitați-vă și voi, 29 de goluri date de Isak, însă la gheata de aur este Salah, după cum vedem, cu 33 de goluri. Iar în Premier League, surprinzător, suntem pe locul 2, incredibil, terminăm pe locul 2 cu 81 de puncte, Liverpool, da, distanță mare, 90 puncte, însă un prim sezon foarte, foarte bun. În Emirates FA Cup nu câștigăm, este City, deci Carabao Cup, este Tottenham, iar în Champions League terminăm pe locul 4, grupa. Ok, câștigă totuși Real Madrid. Sezonul numărul 2 totuși putem să transferăm jucători foarte, foarte buni la echipă. Desigur, avem voie doar de 2 jucători, pentru că da, tot putem să transferăm, așa că haide să ne băgăm la transferuri. Iar prima poziție pe care o vom ocupa este, sigur, cea de fundaj dreapta, pentru că Trippier are 33 de ani și succesorul lui ar fi Livramento, dar cred că pe el o să-l folosim în stânga, așa că îl vom schimba pe Trippier. E bine, și avem aici două variante foarte, foarte bune, Frimpong, desigur, care este foarte bun acolo pe right back, și Arnaud Martinez, un right back foarte, foarte bun în acest joc, și să fim sinceri, mereu îl alegem pe Frimpong. Haideți de data asta să alegem pe Arnaud Martinez. E bine, și Arnaud Martinez vine la Newcastle până la urmă pe suma de 60 de milioane de euro. Iar următoarea poziție pe care o vom ocupa este cea de right winger. Avem un right winger foarte, foarte slăbus, așa că haideți să transferăm unul nou. E bine, și la right winger avem 3 jucători foarte, foarte buni. Rodrigo, Bukayo Saka și Phil Foden. O alegere destul de grea, care este foarte grea alegere, mai ales că mereu îl transferăm pe Rodrigo sau pe Saka. Data asta, sincer, haideți să mergem all out pe un Phil Foden. Phil Foden vine și la echipă pe o sumă colosală, 183 de milioane de euro pentru el. Acum cu Arnaud Martinez și cu Phil Foden pe partea dreaptă, echipa arată efectiv mult, mult mai bine. Așa că haideți să simulăm și sezonul cu numărul 2 să vedem ceva ce Newcastle în continuare în Premier League. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat și așa arată echipa asta, arată foarte, foarte bine acolo cu Arnaud Martinez, Foden care are 91 overall și vedem că echipa crește foarte, foarte ușor. La stats-uri nu stăm deloc rău, vedem că în continuare Isak este pe locul 1 la noi și Foden a avut un sezon foarte, foarte bun. La gheata de aur totuși nu reușim, este Watkins cu 27 de goluri, iar în Premier League de data asta suntem tocmai pe locul 8. Da, se vede că a fost un sezon mult, mult mai slăbuț. Nu câștigăm Emirates FA Cup, aici este Tottenham, nici Carabao Cup, aici este Manchester City, iar în Champions League terminăm în grupa pe locul 2 cu 9 puncte, însă în round of 16 dăm de PSG care ne scoate cu 5 la 3. Și se pare că câștigă Dortmund. Ok, interesant. E bine, în următorul sezon, sezonul cu numărul 3, hai să vedem ce putem să facem la echipă, pentru că avem foarte mulți bani și trebuie să schimbăm niște jucători. E bine, și eu zic clar că avem nevoie de un fundaj nou. Acest fundaj are deja 33 de ani și nu o să ne mai ne ajute, așa că vom transfera un nou fundaj și de asemenea vreau să transfer și un nou portar. E bine, și avem aici doi jucători foarte, foarte buni, Ronald Araujo și Mike Dunn. La ambele expiră contractul, așa că haide să-i transferăm. Ronald Araujo vine el la echipă pe suma de 91 de milioane de euro. Un nou portar, Mike Maignan, vine și el la echipă pe suma de 67 de milioane de euro. E bine, iar acum cu Araujo și Maignan, echipa este mult, mult mai dotată. E bine, haide să simulăm și sezonul numărul 13, poate data asta cine știe câștigă cineva balonul de aur. Sau poate Premier League. E bine, după sezonul numărul 3, echipa arată foarte, foarte bine. În continuare au început să crească foarte, foarte mulți jucătorii
Și ba chiar vedem și o creștere aici la stats-uri, Isaac tot fiind marcatorul nostru, însă Phil Foden îl ajunge din urmă. Dar din păcate la gheata de aur, da, încă nu se poate. Totuși în Premier League suntem înapoi în top 4, mai exact pe locul 3, cu 76 de puncte. Emirates FA Cup nu câștigăm, Carabao Cup nu câștigăm, câștigăm Manchester United, iar din păcate în celelalte competiții nu am fost. În sezonul numărul 4, hai să ne începem să facem la echipă. Și eu mă uit drept la mijlocul acesta. La afară de Guimaraes, ceilalți doi mijlocași nu sunt chiar de buni, așa că presupun că o să-i schimbăm pe amândoi. E bine, și de ce nu, hai să-i transferăm pe acești jucători, pe Camavinga și pe Pablo Gavi. E bine, și Pablo Gavi vine pe o sumă foarte, foarte mare la noi la echipă, vine pe 153 de milioane de euro. Iar Camavinga vine și el pe o sumă tot la fel de colosală, 150 de milioane de euro. E bine, și acum cu Gavi și cu Camavinga ne-am rezolvat și mijlocul. Haideți să mergem să simulăm și sezonul numărul 4, să vedem ce reușește să facă, poate în sfârșit câștigăm și noi Premier League-ul. Întrerup acest video clickmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul, și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. După sezonul numărul 4, uitați-vă și voi cum arată echipa aceasta, e efectiv incredibil. Ușor, ușor ne upgradăm, arată în ce în ce mai bine. Și nici la stats nu asta, mă rog, vedem că Foden cu 30 de goluri a rupt sezonul ăsta. Iar gheata de aur este câștigată de Isaac, bine mă Isaac, cu 22 de goluri. Și surprinzător, în sfârșit câștigăm și noi Premier League-ul, mă, bine mă, câștigăm cu 84 de puncte. Din păcate, Emirates FA Cup nu câștigăm, nici Carabao Cup, aceste West Ham. Iar în Champions vedem că terminăm grupa pe locul 1, trecem de Sporting, trecem și de Salzburg, însă în semifinale ne scoate PSG-ul, bă, și câștigă Bayern, ok, ok. În sezonul numărul 5, hai să vedem ce putem să aducem la echipă ca să îmbunătățim. În primul rând, Guimaraes se pare că scade, deci ar fi o idee bună să aducem un înlocuitor în locul lui. Iar Gordon vedem că crește destul de greu, livramentul, mai am credere în el, așa că îl vom schimba pe Gordon și pe Guimaraes. Iar pe poziția de mijlocaș în locul lui Guimaraes vine Tchouameni la echipă pe suma de 80 de milioane de euro. Tchouameni intră perfect aici și acum trecem la left winger. Iar desigur că pe poziția de left winger trebuia să vină Vinicius Junior de la Real Madrid. Efectiv, am chelit de Real Madrid. Vine Vinicius pe suma de 282 de milioane de euro. E bine, și acum cu Vini și cu Tchouameni, efectiv echipa asta arată prea, prea bine. Dacă nu câștigăm Champions League-ul, efectiv ceva are jocul cu noi. Am furat toți jucătorii buni de la Real Madrid. Așa că haideți să simulăm și sezonul cu numărul 5. Poate data asta câștigăm și Balonul de Aur și Champions League-ul, desigur. E bine, haideți să vedem în 2027, în sfârșit, un jucător la nostru a fost nominalizat. Hai să vedem totuși dacă câștigă și se pare că reușește Isaac să câștige, mă, singurul jucător de la noi care a fost nominalizat reușește să câștige. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, așa arată echipa noastră, incredibil, wow, wow, incredibil arată. Lăsați-l, nu mai zic, uitați-vă și eu, efectiv, toți jucătorii noștri au dat câte un gol, ba chiar Isaac cu 28 de goluri, însă totuși nu reușim să câștigăm gheata de aur, este aici Gonzalves. Totuși în Premier League reușim să câștigăm din nou cu 92 de puncte, se pare că câștigăm și FA Community Shield, nu câștigăm Emirates FA Cup din păcate, dar totuși câștigăm Carabao Cup. Iar în Champions League vedem că iar suntem pe locul 4 în grupă. Da, nu știu ce se întâmplă și se pare că câștigă Arsenal. În sezonul cu numărul 6, hai să vedem ce putem să facem la echipă. În primul 11 să fiu, nu cred că putem să mai facem ceva. Adică în afară de Livramento, care trebuie să mai crească, nu prea văd. Totuși, haide să aducem și un left back nou. E bine, și de ce nu, vine Alejandro Balde la echipă pe poziția de left back pe 100 de milioane de euro. Iar acum cu această poziție ocupată de Balde, trecem și transferăm și un fundaj de rezervă, pentru că nu avem absolut deloc. E bine, și ca fundaj de rezervă o să vină la echipă De Ligt pe suma de 114 milioane de euro. Ok, și se pare că De Ligt este mai bun decât Botman, chiar mă așteptam, așa că Botman va intra pe banca de rezerve. Însă cu această echipă, acum clar ar trebui să câștigăm UEFA Champions League. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 6. Data asta nu mai gata, vrem Champions League. Totuși în 2028, hai să începem, câștigă Balonul de Aur și se pare că este Vinicius Junior, mă, bine mă, bine mă, câștigă Vinicius Junior Balonul de Aur. Sezonul numărul 6 s-a terminat și vedem că Foden a fost accentat, wow, ok, ok, însă echipa, uitați-vă cum arată, incredibil. Vedem tot ce vedem cât timp o să dureze, încă 3 săptămâni, ok, ok. Vedem că Vini este tot marcator și vedem că Foden n-a lipsit chiar așa de mult, a ajutat foarte mult echipa. La gheata de aur se
pare că este și Isaac și Vini, însă na, Isaac câștigă, iar în Premier League deja ne-am obișnuit să câștigăm. Câștigăm și FA Community Shield, e păcate nu Emirates FA Cup, nu câștigăm, nici Carabao Cup, ok, ok. Însă în Champions League data asta terminăm pe locul 1 în grupa noastră, unde mai departe suntem scoși de Fenerbahce, bă, din round of 16, incredibil, la penaltiuri, și se pare că câștigă din nou Arsenal. E bine, în sezonul cu numărul 7 nu avem ce să facem la primul 11, însă pe banca de rezerve am observat că nu avem portar de rezervă, poate din cauza asta nu am reușit să câștigăm Champions League-uri, însă vom aduce clar un portar de rezervă și e ce nu un atacant de rezervă în locul lui Barnes. E bine, și finit Diogo Costa pe poziția de portar la echipă, un portar foarte bun care poate o să intre în primul 11, pe o sumă foarte, foarte mare, 60 de milioane de euro pentru el. E bine, și de ce nu pe rezerva de atac vine Garnacho la echipă pe suma de 110 milioane de euro. E bine, și acum cu această echipă și această bancă de rezerve, nu mai mi-e frică, trebuie să câștigăm clar UEFA Champions League. Așa că haideți să simulăm și sezonul cu numărul 7. Hai să vedem totuși cine câștigă balonul de aur și se pare că este Vinicius Junior, mă, bine mă, Vini. E bine, sezonul cu numărul 7 s-a terminat, uitați-vă doar cum arată echipa aceasta, iar în curând se pare că Vini va ajunge la 99. Stats-uri arată foarte, foarte bine, 3 jucători ai noștri peste 25 de goluri, însă la gheață de aur, da, este Haaland, ok, ok. Totuși în Premier League nu pierdem niciodată, deja ne-am obișnuit al 3-lea consecutiv. Câștigăm totuși și FA Community Shield, de băgate nu câștigăm Emirates FA Cup și ce să vezi, nici Carabao Cup. Totuși în Champions League terminăm cu papalul cu 1, trecem de Torino cu 7 la 3 la general, trecem de PSG cu 5 la 3 la general, trecem și de Manchester United și suntem în finala UEFA Champions League versus Arsenal. Mamă, deci Arsenal cred că are deja 2 câștigate, poate să câștige al 3-lea, însă noi putem să câștigăm primul nostru Champions League, hai să reușim, 3, 2, 1 și reușim să câștigăm cu 2 la 1, o batem pe Arsenal și câștigăm în sfârșit primul nostru Champions League. În sezonul cu numărul 8, hai să vedem ce putem să mai facem la echipă. Să fiu sincer, nu cred că putem să facem ceva așa, că presupun că o să-i dăm direct așa simularea la sezon. E bine, așa că simulăm și sezonul cu numărul 8. Efectiv, echipa e perfect, n-am ce să mai schimb. Prem, Balon de Aur, Champions League și Premier League. Haideți să vedem ce se întâmplă în 2030 la Balon de Aur și se pare că este Vinicius Junior categoric din nou. Cred că este a treia oară consecutivă. Sezonul cu numărul 8 este gata și el și cam așa arată echipa, efectiv. Cred că asta e cea mai bună echipă pe care am avut-o. Sau că nu, printre cei mai bune. Iar la stats-uri nu stăm foarte, foarte rău. Sunt pe chiar extrem de bine, exact cu Vinicius, care au, efectiv, au dominat, au rupt. La gheata de aur însă vedem că este în continuare Haaland cu 28 de goluri. Iar în Premier League, ce să mai zic, ne-am obișnuit, 92 de puncte câștigăm pe locul 1. Câștigăm se pare că și FA Community Shield, Emirates FA Cup tot nu vrea să-l câștigăm. Și se pare că nici Carabao Cup câștigă tot de ham. Totuși UEFA Super Cup reușim să câștigăm UEFA Super Cup cu 2 la 1 versus Villarreal. În Champions League terminăm în grupa pe locul 1 cu 12 puncte, trecem de Milan cu 2 la 1, trecem și de Leverkusen cu 6 la 1 la general și trecem și de Real Madrid în semifinale cu 4 la de la general. Iar finala este versus Olympic Lyons. Ok, interesant, interesant. Hai să vedem totuși dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim cu 1-0, nu cu foarte mult cum așteptam eu, cu 1-0 câștigăm UEFA Champions League a doua oară consecutiv. E bine, în sezonul cu numărul 9, ce putem să mai facem? Vedem că totuși Maignan va trece aici pe banca de rezerve, chiar dacă are 90 overall, o să scape pentru că are 35 de ani. În rest, jucătorii sunt foarte, foarte buni și pregătiți pentru acest sezon. Așa că haideți să simulăm și sezonul cu numărul 9, desigur, Premier League, Ballon d'Or și, ca de obicei, Champions League. E bine, în sezonul cu numărul 9, în 2031, hai să vedem cine câștigă Ballon d'Or și se pare că este Vinicius Junior, categoric, ca de obicei, ce să mai al 4-lea Ballon d'Or, dacă nu mă înșel. Sezonul cu numărul 9 s-a trăit și el și echipa arată așa, dar vedem că Arnau Martinez este accentat. Hai să vedem că este ceva grav și se pare că, na, cam este. Vedem că nu mai ar fi disponibil încă 4 săptămâni. Totuși, echipa s-a jucat foarte bine, 32 de goluri pentru Isaac. Iar la gheata de aur nu este Isaac, este Alonso, ok. Totuși, în Premier League nu avem de ce să ne stresăm, pentru că câștigăm efectiv mereu. Se pare că câștigăm și FA Community Shield, din păcate nu câștigăm Emirates FA Cup, nici Carabao Cup aici câștigă Liverpool. Se pare că câștigăm și UEFA Super Cup cu 3-2 versus Real Betis. În Champions League vedem că terminăm grupa pe locul 2,
unde trece de ASE Monaco mai departe, însă Leverkusen ne bate în quarter finals cu 5-3 la general și câștigă Inter. E bine, și în sezonul cu numărul 10, de asemenea vedem că Vinicius a ajuns la 99, ceea ce n-am remarcat din sezonul anterior. Probabil s-a făcut din sezonul anterior, dar eu acum am remarcat. Totuși la echipă nu prea mai avem ce să facem. Un jucător a început să scadă, precum Isak, are 32 de ani, dar nu mai are sens să mai schimbăm. Așa că pur și simplu o să-i dăm așa simulare la ultimul sezon. Așa că, cum v-am obișnuit, simulăm sezonul cu numărul 10, ultimul sezon, spunea că reușim să câștigăm efectiv tot ce se poate. Hai să vedem un sezon cu numărul 10, în ultimul sezon ce câștigă Balon de Aur. Eu zic că o să fie Vini și este Vini, cred că are 5 Balon de Aur dacă nu mă înșel. Sezonul cu numărul 10 s-a terminat, așa arată echipa. De la sezonul cu numărul 1 până la final a mai rămas în echipă doar Isak. Iar la stats-uri, clar, trebuia să fie Isak la top marcator. Însă gheata de aur câștigă Foden, bine acolo Foden cu 21 de goluri. Iar Premier League, deja ce să mai zicem aici, 89 de puncte. Câștigăm din nou Premier League, câștigăm și FA Community Shield, câștigăm în sfârșit și Emirates FA Cup și ce să vezi, câștigăm și Carabao Cup. În Champions League vedem că terminăm grupa blocul 1 cu 14 puncte și se pare că în round of 6 suntem scoși instant de Borussia Dortmund cu 4-3 la general. Și se pare că câștigă Borussia Dortmund. Ok. E bine, și cam asta a fost simularea lui Newcastle. Eu zic că ne-a jucat destul de bine. Am reușit să completăm destul de multe obiective. Aveți aici obiectivele în față care am reușit să le completăm. Eu zic că am făcut o treabă destul de bună. Dacă vă place și apreciați ce fac, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja, să activați clopoțelul. Eu am fost Unreal Byte. V-am pupat. Pa, pa.